Yeah.
care, la rândul ei,
au înțeles că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a părăsit slava Tatălui cerească de sus, a luat robia roabă, păcatul ei, păcatul omenirii întregi, și prin moartea lui pe cruce în Calvar a făcut ispășirea. Am cunoscut-o într-un moment în care Dumnezeu a vrut să o conducă la întâlnire cu El. Și cred în adevăr absolut, ea nu se prezintă înaintea voastră ca un om cu o formă de evlavie, ci ca un om pe deplină credința că ceea ce face astăzi este o decizie pe care o va ține cât va trăi pe pământul acesta, pentru că a dovedit-o și dovedește că îl iubește pe Domnul. Și cred că și copiii ei, Răzvan, soția lui Soni, fiica ei Gina, ginele Sebi, micuțul David, rudenile care sunt aici, mama, cred că vor îmbrățișa cu toții pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor personal, pentru că Domnul Iisus Hristos vrea să schimbe vieți. Și astăzi, voi peste voi, îmi dau seama că într-o zi fiecare din voi ați avut o întâlnire personală cu Domnul, cea mai recentă de Adrian, care e în fața mea, și acolo sus e fiica ei, care o aștept și pe ea să intre acolo, Baptistel și pe Mariana, și e acolo. Sunt mai multe persoane care au spus că vor fi cu Domnul în păcat. Vreau să intru acum în cuvântul propriu zis, pentru că scopul meu astăzi este cuvântul lui Dumnezeu, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Cuvântul acesta îl găsim scris în Evanghelia după Matei, capitolul 3, câteva versete, nu le citesc, voi predica din ele. A ieșit Ioan Botezătorul să predice pocăința și împărăția lui Dumnezeu. În primul rând vreau să vorbesc de acest cuvânt pocăință, care pe cei mai mulți îi sterie. Că spui cuiva, hai la pocăință, pocăință. Nu, nu, m-am născut în religia creștină, baptistă, ortodoxă, cum m-am născut. Nu te chem să schimbi religia. Te chem să schimbi Domnul. Dacă până aici Domnul tău a fost Satan, de ce spun asta? Ai făcut gusturile lumii. Dumnezeu când intră în viața unui om, înseamnă că renunți la viața pe care ai trăit-o până astăzi și încep o nouă viață. Cred în adevăr absolut, astăzi Anișoara e pregătită să moară. Și la Iisutarea Mijii ne spune cum? În momentul în care vom intra în baptistie, în urma declarației ei personale că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul ei și în urma acestor declarații va urma să fie botezată, în numele Tatălui, Fiul și Duhul Sfânt, va fi scufundată sub apă. Ce înseamnă scufundare sub apă? Să mor împreună cu Iisus Hristos. Iar când e scoasă de sub apă, să învies împreună cu Iisus Hristos la o viață nouă și nestricăcioasă. Vreau să precizez foarte clar. Și noi avem icoane. Petru spune că icoana aceasta mântuitoare, care vă mântuiește pe voi, adică botezul, nu este spălare de întinăciuni, ci este mărturisirea unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea martorilor văzuți. Și cred că astăzi cel mai simplu o va demonstra sora noastră, Anișoara, când va declara personal pe propria ei răspundere. Iar în momentul în care ea declară, numele ei se trece în cartea vieții. Din momentul acela, ea este, de fapt, mădular viu în trupul lui Hristos. Despărțit de Domnul Anișoara și voi toți care mă ascultați, nu putem face nimic. Domnul Iisus Hristos face, de regulă, predica prin pilde. Și una din pilde era mlădisele. Dacă nu sunt altoite în viță, și dacă viața din viță nu curge prin mlădiță, nu pot aduce roadă. Dar dacă mlădița este altoită în viță, viața din viță curge în mlădiță, ce face Domnul cu mlădița aceasta? O curăță să aducă multă roadă. Și Iisus Hristos o ajute pe
anișoara care a început cu ziua de astăzi, să aducă multe roade la coacere. Amin. Și roada pe care o aduce să rămână. Amin. Aceasta va demonstra că ea este o mlădiță altoită în viță. Pentru că Domnul spunea că despărțit de mine nu poți face nimic. Despărțită de Hristos nu poți face nimic. Și dacă mlădița este despărțită de Hristos, este legată snop și păstrată pentru focul veșnic. Nu-i cazul pentru cei care rămân surs și mos la cuvântul Domnului. E problemă. Și vreau să vă spun adevărat, Biblia scrie că Dumnezeu nu dă minte oamenilor să se mântuiască. Dumnezeu nu le dă minte să se mântuiască. Scrie versetul. Eu predicat să revin de el. Nu-i informațiile detalii. Deci, nu atârnă de tine care ești aici. Atârnă de Dumnezeu care are milă. Și Dumnezeu în dimineața asta are milă de noi toți. Și vrea, prin cuvântul Sfânt al Sfintei Scripturi, prin cântare, prin declarațiile noastre, mărturisirile noastre, să lărgească Împărăția Lui Dumnezeu cu noi și noi candidați. Amin. Aici, în Evanghelia după Matei, capitolul 3, Ioan Botezătorul, fiu de popor, fiu de preot. În momentul în care Zaharia slușa la rândul cetelui la templu, era ceasul tămâierii, deci fiul de popor, da? Îngerul Domnului s-a prezentat acolo în templu. Și a spus, Zaharia, rugăciunile tale, milostenile tale, sunt mărturie că eu le-am primit. Soția ta, Elisabeta, va rămâne însărcinată, va naște un prunc și pruncul ăsta va fi nazireu. Adică un prunc care nu va avea vin, băuturi mărătoare, ci care va merge înaintea Domnului să pregătească calea. Și vreau să vă spun că Ioan este fiul preotului Zaharia și al lui Elisabeta. Dar atenție! Elisabeta, când era însărcinată cu Ioan, a fost umplută de Duhul lui Dumnezeu. Ioan, încă din pântul lui Elisabeta, s-a umplut de Duhul lui Dumnezeu. Și el când s-a născut, părinții fiindu-i bătrâni, Elisabeta și Zaharia au murit. Iar pe Ioan l-a crescut Dumnezeu, l-a școlat Dumnezeu, l-a format Dumnezeu. Ioan acesta pe care vă vezi eu acum, fiul de preot, se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Care din aia mânca lăcuste? Omul acesta apare într-o postură de trimis al lui Dumnezeu. Înainte mergător, era îmbrăcat într-o haină de păr de cămilă, încins cu un brâu de curea și avea niște sandale în picioare. Și este în pustia Iudeii, la Iordan, și predică ce? Pocăința! Predică ce? Împărăția lui Dumnezeu! Predică ce? Iertarea păcatelor. Și Ioan face o declarație care șochează. Oamenii care veneau la el să primească botezul, nu erau copilași nici, nu erau baby, erau oameni maturi. Biblia spune, și cei ce își mărturiseau păcatele, erau botezați de către Ioan. Dar printre cei ce veneau să primească botezul lui Ioan, erau și popii. Erau și preoți. Și Ioan nu-i botează. Ioan le spune, întâi faceți fapte vrednice de pocăință. Dar nu erau pocăiți preoții? Nu! Poleosii, Biblia spune, vai de voi preoților, v-am blestemat binecuvântările. De ce? Voi nu aveți pe inimă cuvântul lui Dumnezeu. Voi tălbăciți legea, Biblia, uitându-vă la buzunar, uitându-vă la dărnicie, uitându-vă la fețele oamenilor. Dacă ești bine înstărit, să-i un prohop bun. Dacă ești sărac, iubit, nu-și merg să te mormânteze. Și atunci, ei au început de la urmărirea să-L omoare pe Iisus Hristos. Mă uit la Ioan. Ioan face o altă declarație șocantă. Nu-s eu Hristosul. Mulți trăiesc de aici, Hristosul ăsta. Și Ioan spune, nu-s eu Hristosul. Cel ce m-a trimis să botez, mi-a spus, acela peste care vei vedea, pogorându-se, așezându-se, oprindu-se, în chip de porumbel, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. El este Hristos. Gloria Domnului. Hristos este în
Eu sunt antimergătorul lui. Hristos există din veșnicii. Hristos a rog miel de vaș. Mielul care ridică păcatul în întregi. Iisus Hristos în planul Dumnezeu de răscumpărare a fost dat de către Dumnezeu Tatăl ca preț de răscumpărare a omenirii pierdute din păcat să fie salvată. Și ca miel de vaș. Ioan face declarația aceasta. Eu nu-L cunoșteam. Dar Cel ce m-a trimis să botez mi-a zis, acela peste care este chemat în numele meu și va fi dus peste el. Doi, spune, nu-s eu Hristosul. Acela Hristosul își are lopata în mâine. Își curățește area cu desăvârșire. Grâul și-l pune în grânar, iar pleava în focul care nu se stinge. Eu sunt antimergătorul. Și acum mă uit, pocăință. Ce înseamnă pocăință? Schimbare. Schimbarea stăpânilor. În primul rând, schimbarea domnilor. Dacă te-ai născut biologic în nelegire și în păcat, Biblia spune în Psalm că m-am născut biologic în nelegire și păcat, nu? Am nevoie de mântuire. Amin. Și în momentul în care pocăința asta, despre care vorbește Ioan, Iisus, Apostol și noi toți, vreau să spună, trebuie s-o rupi cu păcatul, cu păgânătatea, cu lumea, cu lucrurile în care trăiești și să începi o viață nouă. Și pocăința aceasta începe cu schimbarea. Schimbarea stăpânilor. Schimbarea modului tău de gândire. Schimbarea felului tău de a vorbi. Schimbarea privirii. La ce te uiți? Schimbarea felului de a trăi. Și Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre cuvântului care este puterea Dumnezeu să fim schimbați. Amin. Să fim înnoiți. Să fim eliberați. Viața noastră rea, imorală, stricată să fie răstignită împreună cu patimile și poftele noastre și să fim oameni noi. Oameni care sunt născuți din Duhul Sfânt al Dumnezeu și cuvânt. Și mă rog ca Domnul Iisus Hristos să pregătească o gură în fiecăruia să înțeleagă căci Domnul nu vrea moartea păcătosului. Domnul vrea mai degrabă întoarcerea fiecăruia la El. Amin. Și aici Ioan încearcă cuvântul acesta, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Dacă în urmă cu 2000 de ani împărăția era aproape, vă întreb acum după 2000 de ani, nu-i mai aproape acum ca atunci? Și vreau să vă spun niște repere pe care Domnul Iisus îi le spune. Vedeți că în zile din urmă, oamenii vor fi răi. Oamenii se vor gândi mai mult pe ei. Oamenii vor crede că dacă omoară pe un om, aduce o jertfă lui Dumnezeu. Uitați-vă în țările musulmane islamiste, unde oamenii se omoară la comandă. Crezând că prin jertfele pe care le fac, vor moșteni cerul și vor avea confesoarele. Vreau să vă spun clar, Domnul Iisus Hristos întemeiază împărăția Lui. Împărăția Lui nu-i mâncare, nu-i băutură, nu-i distracție. Împărăția Lui este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și dacă până astăzi ți-ai găsit plăcere în alcool, ți-ai găsit plăcere în anturaje nesănătoase, în vorbe imorale, în cuvinte neevlavioase, Domnul vrea astăzi să începi o viață nouă. Amin. Și viața ta nouă începe cu botezul de la Iordan. Cu botezul nou testamental. Vei spune întrebare, dar de ce să mă botez? Doar eu sunt un om evlavios cu cea de temător. Eu n-am omorât pe nimeni, n-am legat la nimeni. Eu sunt un om religios. Eu respect Sfânta Tradiție. Vreau să vă spun ce spune Iisus Hristos în Marcu 7:9. De dragul tradiției ați desfințat frumos cuvântul lui Dumnezeu. Și care e cuvântul Dumnezeu? Unicul mijlocitor între Dumnezeu și oameni este Iisus Hristos. Gloria, Părinte, Gloria. Nu există alt mijlocitor între oameni și Dumnezeu decât omul Iisus Hristos. 1 Timotei 2:5. Și vreau să vă asigur de acest adevăr. Ioan vestește pocăința. Iisus vine la el să primească botezul. Și îmi place foarte mult afirmația din Ioan 1:29, în care Ioan spune următoarele cuvinte. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii întregi. În momentul în care
Ioan botează la Iordan, în momentul acela apare Iisus să primească botezul. Și când Iisus vine la Ioan să primească botezul, Ioan vrea să-l oprească. Doamne, eu am nevoie să fiu botezat la tine. Nu! Ce spune Iisus? Ioane, lasă să primim tot ce-ai scris. Și ce-ai scris? Iisus este calea, adevăr și viața. Fiul Dumnezeu a venit să traseze o cale. Și dacă Iisus s-a botezat în apă, cine sunt eu sau cine ești tu să-l fac? Și când s-a botezat Iisus în apă? Când avea 30 de ani. La 30 de ani, Iisus intră în apa botezului împreună cu Ioan. Și în momentul în care Iisus este botezat de Ioan, se unește cerul, pământul. Am predicat, am spus la începutul slujirii de astăzi. Cerurile s-au deschis. După ce a fost botezat Iisus în apă, a ieșit pe marul apei și a început să se roage. Și în timp ce Iisus se ruga pe marul apei, s-a coborât Duhul Sfânt al Dumnezeu în chip de porumbel peste Iisus. S-a oprit asupra lui Iisus și s-a auzit glasul Tatălui din cer. Acesta-i Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea de El să ascultați. Împărăția pe care Ioan o botează, o vezește. După ce o provodește Iisus Hristos, după ce apostol și noi, vreau să mă duc puțin la un adevăr. E frumos să fii îmbrăcat în alb, să intri în poporul Domnului Anișoara și de acum tu vei fi ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dar viața ta nu înseamnă că va fi scutită de încercat. Dar Domnul te asigură că El va fi acolo. Înainte să încăpi o încercare, El va fi acolo. Înainte ca să fii încercată, El va pregăti mișloc să te și izbăvească. Mulți spun că nu mă pocăiesc, că dacă mă pocăiesc, ăștia nu-mi dau garanție că va fi bine. Nici nu-ți dau garanția asta. Iisus spunea, cine vrea să trăiască nevlavie în Hristos Iisus, va fi prigonit. Și în primul rând, cine te prigonește? Cine din casă? Părinții ce prindii prigoana? Neamule și rudenile, ai nebunit? Ai prostit? Te-ai strecat de cap? Ne faci rușine neamul? Dacă Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, se botează. Cine sunt eu? Sau cine ești tu? Să-L urmezi? Pentru că Iisus spune așa, cine crede, se botează, este mântuit, cine nu, o sândit. Și acum mă uit la Iisus Hristos, dus de Duhul în pustie, să fie încercat, să fie ispitit. Și tu, Anișoara, după botezul acesta vor urma zile de încercare. Dar nu ca să te nimicească, să te piardă, nu. Ci ca să te maturizeze în pocăință. Pentru că încercările noastre ușoară de clipă lucrează răbdare. Și răbdarea aceasta lucrează piruință în încercare. Și nădejdea aceasta în ușoară pentru că dragostea a fost odată în inimii prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iar din dată să strigăm Abba, adică Tată. Și când Abba Iisus este prezent lângă tine. Gloria lui! O vreme că este aici Iisus. Gloria lui! Este aici. Toată ușa în fizință noastră. Și viața e deschisă pătrundă în inima ta. Să facă și o iasă în care să se nască. Iisus este aici. Gloria lui! Iisus în pustia iudeii, ispitit de Satana, vine la rea Satana, știa că Iisus era un post de 40 zile. Și știa că flământ. Și a spus lui Iisus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei să se facă pâine. Și Iisus nu intră în dialog. Te rog, ia minte, așa la predica ta este astăzi. Să nu intri în dialog cu diavolul. Să faci ce a făcut Iisus. Iisus a apelat la cuvântul lui Dumnezeu. Este scris Domnului Dumnezeului tău să-i te închid. Și numai lui să-i slujești. Și doi, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. În grădina Edenului, când a fost așezat Adam și Eva, Satan a venit la Adam și la Eva exact cu testul. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Ai mărit? Diavolul pune în cumpănă adevărul lui Dumnezeu. Tu vrei să fii foarte matură și noi toți care ascultăm cuvântul? Amin. Că Dumnezeu vorbește doar adevăr. Amin. Dumnezeu nu vorbește niciuna. Tatăl minciunii este diavolul. Iar Dumnezeu este adevărul. Amin. Și în momentul când vine diavolul, zice, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Adică, prin catru creia,
pământești, ci la udărușenia vieții. Și la tine va veni. Și la tine va veni, pentru că vine diavolul și te ridice în slăb. Și va spune, nu e nimic ca tine. Momentul când te ridică în slăb, asta înseamnă, ce accepti treaba asta? Înseamnă cădere. Pentru că el te ridică, dar el te și ce până în pământ apoi. Eu zic, Domnul să-ți dea înțelepciune, să înțelegi. Pofta firii. Adică dacă ți-i foame, nu trăiești macupită, ci cu orice cuvânt. Dacă te ridică păstrașa templului și spune, aruncă-te jos, că el va porunci îngerul să iacă până, că nu te va să-i odește în celălalt patră, să nu-l crezi. Iisus spune, este scris să nu-i sfidește pe Dumnezeu tău. Adică Dumnezeu spune, aduce lauda. Lauda este toată a Lui. Nu-i ține lauda. Și dacă tu-i dai toată lauda lui Dumnezeu, El te va face să fii ca întotdeauna și cealaltă poate. Și Dumnezeu să ajute ca lucrurile lui acestea pe care Satana ne le pune sub voi la toți. Dacă mi te închini, mi e toate astea. Sunt ale tale. Înapoi ai mea Satana. Înapoi ai mea Satana. De ce spun asta? Dacă ai ce mânca și ce bea, ce mânca. Dacă l-ai pe Iisus ca Domn și Mântuitor, sunt răsut. Pentru că Dumnezeu poate să-ți ia mult și El să fie slăvit și lăudat. Mult la acest adevăr. Mă opresc doar la un cuvânt și mai voi încheia, pentru că vreau să ne bucurăm cu toți. Amin. Casa lui Corneliu era o casă de oameni foarte religioși. Nu pocăiți, foarte religioși. Omul acesta se ruga în fiecare zi la unele nouă. Omul acesta făcea în fiecare zi milostenie. Dacă careva dintre noi ar face rugut Corneliu, 100% ar crede că e om pios, om religios, om mântuit. Și el credea. Și într-una din dimineți, Corneliu cade într-o răpire. Și când cade într-o răpire, vine îngerul și spune, Corneliu, rugăciunile, milostenile, le-am primit. Dar nu-i suficient. Mântuirea nu există prin rugăciuni și milostenii. Trimite la Iope, în casa lui Simon de Băcaru, acolo e găsuit Petru. Trimite după Petru, el va veni în casa ta și el îți va spune cuvinte prin care să fii mântuit tu și toată casa ta. Și Corneliu rapid trimite la Iope trei bărbați, că era un sutaș, el avea comanda 100 de soldați, trimite trei oameni de bază la Iope, îl găsea și pe Petru, Petru era evreu, Corneliu era neamul, cum suntem noi, evreii cu neamul n-au nicio legătură, dar prin fare grijă să stea de vorbă și cu Petru. Și Petru era la ceasul șaselea, când stea de obicei pe rugăciune, pe casă, deasupra casei, și cai și Petru într-o rugăciune. Și atunci Dumnezeu era o revelație. O față de masă legată cu 4 colțuri, cu tot felul de animale în ea, curate, necurate, și Domnul îi spune, Petru, taie și mănâncă. Doamne, niciodată n-am mâncat nimic necurat și spulcat. Și îi spune Domnul a doua oară, a treia oară, și Petru le vrea aceleași cuvinte. Și Domnul spune, Petre, ce-a curățit Dumnezeu, tu să nu numezi furtat. Și apoi vasul de masă se înalță sus la Dumnezeu. Și când Petru își revine din revelație, la poarta casei lui bate trei oameni la ușă. Și Petru coboară la ei și îi întreabă, cu ce preșurare, cu ce veniți la mine? Corneliu, atenție, om temător de Dumnezeu, om sfânt, om cu cer, om milostiv, om al rugăciunii, câte calități? Au avut o revelație. Un înger al lui Dumnezeu a venit la el. Și a spus să trimită la Iope după tine. Și Petru îi găsunește. Și a doua zi ia și Petru 6 evrei cu el. Că acum Petru a înțeles că el n-are voie să se opună planul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a avut în vedere să mântuiască și neamul. Asta era față de masă, de lucrurile și de curată. Și Petru merge să de acești 6 frați evrei și cei 3 al lui Corneliu. Și îmi place mult momentul în care ajung în casa lui Corneliu. Și Corneliu, primul gest care face, să aruncă la picioarele lui Petru. Cu lepioasă la preoțilată, nu? Să le facă lumea cu lecăciun cu piese, să le umplă buzunarul de bani, să se închine înainte lor, să le suși pâinile. Și Petru ridică sus. Și eu sunt un slujitor ca și tine. Nu-ți eu Dumnezeu. Toată închinarea merită doar El. Cel ce are momentul nou și la dreapta Dumnezeu și mijlocește pentru mine și pentru tine. Ăla merită închinarea. Le-au dat gloria, slavă și mărirea. Nu merită altcineva. Și în momentul în care Cornelul ridică, de ce ați trimis după mine? Ce-mi place fraza din 10 fapte, 33 verset, unde spune Corneliu, și acum toți suntem înaintea ta, Dumnezeule. S-a auzit tot ce vrei să ne spui, Dumnezeule.
Nu suntem înaintea ta, Petru. Suntem înaintea Dumnezeu. Și voi acum, nu sunteți înaintea mea, sunteți înaintea Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este prezent în locul acesta. Și în momentul când Petru începe să le frânge Evanghelie, și să le spună, pe acest Iisus, pe care voi, mai mari ai norocului, l-ați dat să fie omorât, dar pe care Dumnezeu Tatăl l-a înviat, s-a dat pentru noi întâlnit de semne și nu în 40 zile, după care a condensat cer, și acum domnește la dreapta Dumnezeu, dovadă că domnește, l-a trimis pe Duhul Sfânt să fie noi, noi peste noi, să facem semne pe noi și din nou, dovadă că domnește, deci Iisusul ăsta pe care îl găsesc. Și zice că toată casa lui Corneliu, când au auzit cuvintele lui Petru, au început să vorbească în alte limbi, cum le-a dat Duhul Sfânt să vorbească. Și Petru spune, se poate opri apa ca să fie botezați și aceștia? Și au început să fie botezați în apă. Ați urmărit predicarea cuvântului. Cum vine credința? În urma auzirii. Nu se poate primi credință decât prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Și cuvântul Dumnezeu este plin de putere. Este o sabie cu două tăișuri care te spică mă valoros și pătrunde cele mai adânci simțăminte. Aș vrea astăzi ca Duhul Sfânt să te convingă. Amin. Să convingă pe fiecare de locul acesta. Amin. Că e păcătos, că va avea de față cu Dumnezeu și Dumnezeu va da pe față păcatul, prilecata și neprihănirea. El dă învirea, Duhul Sfânt dă învirea. Și cred în adevăr, în locul acesta astăzi, vor fi străpunse inimii care vor planifica botez nou testamental. De ce? Nu baby, nu copiii mici. În Iudeia, în Pustia Iudeia, unde era Ioan, unde era Iisus, unde erau apostolii, nu venea la el micuței. Micuței, cum menționa fratele păstor Ghiță Bogdan, erau luați în brațe. Iar dacă familia se întoarce la Dumnezeu cu copii mai mari, se puneau brațele peste ei. Nici de cum nu îi se oficea botez. Botez înseamnă să-l declar personal pe-a tale, din proprie inițiativă, în urma străpungerii inimii tale de Dumnezeu, pe Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor personal. Deci nu să te convingă cineva, ci tu să fii convinsă de către Duhul Sfânt al Dumnezeu că El, Iisus, a preluat păcatele tale, a preluat neputințele tale. Isaia spune, în rănile Domnului, suntem mai mult decât biruitor, pentru că în sângele Lui găsim iertarea păcatelor și vindecarea neputințelor. Amin. Amin.